tot atâția ani cât am văzut nenorocirea, să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea ta și împreună cu omul lui Dumnezeu de odinioară declarăm și noi astăzi, în zi de sărbătoare, că doar Tu ai fost locul de adăpost al poporului Tău de la Emanuel, din generație în generație. Declarăm că Tu ai fost locul de adăpost al bisericii Tale de acum 40 de ani, acelui nucleu de credincioși care a avut pe inimă viziunea primită din partea Ta să deschidă în locul acesta un locaș de închinare pentru slava numelui Tău. Te binecuvântăm pentru mâna Ta, care i-a păzit, i-a protejat, i-a ocrotit și i-a întărit în lucrarea de atunci. Te laudăm că Tu ai rămas, Doamne, peste timp locul de adăpost al poporului Tău. Și noi, cei care suntem în generația aceasta, declarăm astăzi că ești locul de adăpost al poporului Tău de la Emanuel și astăzi. Și avem toată certitudinea că Tu vei fi locul de adăpost al poporului Tău și în viitor. Astăzi e o zi de sărbătoare. Ne-am unit împreună în locul acesta din mai multe locuri. Oameni care au fost identificați cu lucrarea Ta la început. Oameni care s-au alăturat lucrării de la Emanuel de-a lungul timpului. Slujitori ai Tăi care au plecat din biserică, așa care acum Te slujesc în alte locuri. Frați și surori și invitați, mulțumim pentru toți cei care au putut veni la bucuria și sărbătoarea noastră. În numele Domnului Iisus Te rugăm să-I binecuvintezi. În numele Domnului Iisus Te rugăm să binecuvintezi ziua aceasta. Doamne, vrem să fie o zi în care doar numele Tău să fie proslăvit în locul acesta. O zi în care Tu să-ți primești slava pentru bunătatea și credincioșia Ta. Vrem să fie o zi de binecuvântare pentru orice suflet care a intrat în locul acesta. Doamne, îndură-Te de străinul care a intrat în casa Ta. Privește din locul locuinței Tale, ascultă și iartă pe toți aceia care Te caută din toată inima. Fă din ziua de astăzi o zi de mântuire, o zi de întoarcere la Hristos a unor suflete pierdute în păcat. Te rugăm, lucrează prin puterea Ta. Fă o zi de hrană spirituală prin cuvântul Tău. O zi în care Duhul Tău cel Sfânt să aibă libertate de acțiune în fiecare inimă. Fă o zi în care să ne bucurăm unii de alții și de lucrarea pe care ai făcut-o. Binecuvintează clipele de părtășie care le avem. Frați și surori care poate nu ne-am văzut de mai mult timp, fă părtășia noastră una dulce în prezența Ta. Dar mai presus ca orice, vrem ca doar Tu, Cel care ești Domnul nostru, Stăpânul nostru, stânca noastră, capul acestei biserici, să fii glorificat. Amin. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Cu întreaga adunare să venim în închinare, cântând cântarea de la numărul 24. El e înălțat, Împăratul Divin e înălțat. Cer și pământ.
înălțat. El e înălțat, împăratul divin e înălțat, îl voi lăuda. El e înălțat, împăratul divin veșnic. Să ocupăm locurile și să continuăm în a lăuda pe Domnul prin cântare. De data aceasta să cântăm cântarea de la numărul 4, O Doamne Mare Când Privesc Eu Lumea. Cântarea are 5 strofe și aș vrea să fim puțin atenți să facem în felul următor. La strofa 3-a doar surorile vor cânta, urmează refrenul cu întreaga adunare, iar la strofa 4-a doar frații. Și iarăși la refren ne unim împreună și cântăm refrenul. O să mai amintesc detaliile acestea pe parcursul cântării. Numărul 4. Yeah.
Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu adevărat, să fie toată slava, lauda și închinarea, și acum și în veci de veci. Amin. Bun venit la Emanuel, tuturor celor ce ați ales să vă închinați împreună cu noi în dimineața asta, ați fost invitați sau nu, sunteți împreună cu noi, adunarea e în sărbătoare, vă mulțumim că ați venit. Dumnezeu să răsplătească efortul vostru și să vă dea un timp bun la Emanuel, să ne dea, că poate să dea, că are mână largă pentru toți cei ce îl caută și cer. Al lui să fie toată cinstirea și slava în tot ce se întâmplă aici. Și ca să fie binecuvântările așa, vă rog să mă ascultați câteva precizări. Primul, atenție la telefon. Mai controlați-l o dată. Să fie închis. N-aveți nevoie de telefon acum 2 ore. El e bun, dar nu la adunare. Poate deranja o slujbă bună, o predicare bună. Vă rog frumos, în numele Domnului, puneți mâna acum pe buton și nimeriți-l pe ăla care închide. Vă mulțumesc. Mai sunt locuri libere. Chiar dacă pe platforma corului vin copiii noștri sau dumneavoastră, nu ne deranjează. Locurile din spate sunt la dispoziția dumneavoastră. Pe aici, unul mai este lângă fratele Nica. Dacă nu, în sala mică e un ecran și acolo și puteți vedea ce se întâmplă aici. Dacă veniți pe culoarul ăsta, nu ne deranjează. Vă mai dăm un scaun și din coș pe celălalt culoar. Așadar, să vă simțiți bine. Am vrut să vină cei care sunt invitați și sunt prezbiteri sau păstori, plecați din adunarea noastră în mod special, să vină pe primul rând. Așadar, frate Nic, Daniel, te rog să vii pe locul din față lângă Cornel, dacă poți, dacă nu mai poți, aici este un loc liber. Că e un timp în care o să vă rugăm să aveți o rugăciune pentru adunare, probabil și un cuvânt. Nu știu dacă toți. Dați-mi voie să ne uităm la voi, la cei care ați fost de la început și în timp tare scurt, dacă mă ascultați, rezolvăm asta. Toți care nu mai sunteți membri biserica noastră, dar ați fost în 1975 și ați rămas între aia 40, cărora nu v-a mai fost teamă de miliția de atunci, de securitate și de agenția acestora. Toți aceștia, dar nu mai sunteți în adunarea noastră. Vă rog să vă ridicați acum în picioare să vă vedem. Începem cu sora Trif. Extraordinar. Dacă ați fost în 1975, nu, în 1975, când s-a început lucrarea de aici, numai aia să vă ridicați. Mulțumim, mulțumim, fratele Laiaș. Da, da, da. Unde mai sunt? În față, spatele Marin? Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum am vrut să-i pun să ridice în picioare cei care au rămas în continuare și sunt în adunare cu noi de atunci, dar nu care ați venit ca mine cu 2 ani mai târziu aici, ci care ați venit din 1975, de când s-a deschis adunarea. Și sunteți în Biserica Emanuel, vă rog să vă ridicați în picioare, să ne uităm la voi. Și mai sunteți membri în Biserica Emanuel. Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm de voi și mulțumim Domnului pentru efortul care l-ați făcut. Cel care monitorizează sau contabilizează efortul vostru, lucrarea noastră în perioada celor 40 de ani este Dumnezeu și Lui îi datorăm totul. V-ați unit împreună în locul de aici ca să faceți o slujbă bună pentru slava Lui Dumnezeu. El a fost acel care v-a însuflețit, v-a încurajat și nu v-a fost teamă de ce s-a întâmplat atunci. 70, mai apoi 40, dar după aia adunarea a crescut. Am trecut de 550 la un moment dat, acum suntem la 500 de membri. Mișcările, migrarea spre Occident, cei care au plecat la lucru, ne-au făcut să fim așa. Împreună cu filialele noastre suntem 600 și un pic. Domnul să fie lăudat și numele Lui cinstit în veci. Amin. Încă o dată vă mulțumim tuturor că ați venit împreună cu noi să sunteți în adunare la slujba asta specială. Mulțumim celor de la Peciu, grupul fraților de acolo, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Celor de la Recaș, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi, să vă dea Domnul timp bun. Am chemat-o și în mod special am vrut să fie sora Trif aici și ne bucurăm că ați venit. O să-l auziți pe fratele Trif. Sora Trif. O să-l auziți pe fratele Trif în rugăciunea de început de atunci. Uh,
Nu în ultimul rând spunem bun venit fratelui Nicola David, care este în amvonul bisericii, păstor în biserica din Lugoj, încă mai este păstor acolo. Ne rugăm că la vremea asta, când au trecut atâția ani, fratele David încă este un bun predicator, cunoscut în partea de vest a țării și nu numai în țară, merge și predică și în Occident și după masa asta, în dimineața asta a vrut să fie împreună cu noi. Mulțumim, frate David, Dumnezeu să vă binecuvinteze, este împreună cu sora Ana. Domnul să vă dea timp și vreme de sănătate în anii care îi trăiți și sub binecuvântarea lui să mergeți înainte. La vremea potrivită, fratele David va avea cuvânt. Fratele David a fost unul din păstorii pe care noi ne-am dorit să vină aici. Și am zis, da, a completat el și a zis, da, eu am fost păstor la biserica asta, dar fără portofoliu. O să vedeți și o imagine în care el s-a împlinit slujba de păstor la un botez nou testamental. Așteptăm și pe fratele Bulica Petrică. Dânsul este pastorul coordonător al bisericii Betel din orașul nostru atunci când adunarea noastră a plecat de acolo cu acel grup de 70, 40, 70, iar chestiunea asta pentru mulți nu, dar cei ce știți istoria o știți. Deci fratele Petrică vine în numele bisericii, o reprezinte pe acea biserică din care ați plecat voi și sunteți aici, așa a început lucrarea și suntem acum așa sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Îl așteptăm și pe el, va avea un cuvânt din partea Domnului. Celelalte lucruri cu vremea, ceea ce vrem cu păstorii din față, de pe primul rând, sau prezbiteri, de asemenea, la vremea potrivită. Eu vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ascultăm orchestra. Thank you.
Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Amin. Amin, amin. Iată, frați și surori, iubiți invitați, ziua mult așteptată de noi toți, o zi pentru care ne-am rugat, ne-am pregătit și dorim din toată inima ca în ziua de astăzi ființele noastre să fie binecuvântate, așa cum numai Domnul știe să ne binecuvinteze. Amin. Într-o zi ca aceasta, în care așteptăm atât de multe lucruri să se întâmple în locul acesta și de dimineață și de după masă și între cele două servicii, într-o zi cu atât de mulți invitați de care ne bucurăm, de fiecare de care ne bucurăm în parte, e ușor cumva să fim deraiați de la scopul central al acestei sărbători. Permiteți-mi să duc înaintea voastră acest verset din Psalmul 115, versetul 1, care mă rog din toată inima ca Dumnezeu să-l folosească, ca prin el să focalizăm în mod corect tot ce se întâmplă în locul acesta în sărbătoarea noastră. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Este o aducere a minte de care avem nevoie fiecare dintre noi în această zi de mare sărbătoare și care ne ajută să înțelegem care trebuie să fie focalizarea corectă a sufletelor noastre, a gândurilor noastre în această zi. Psalmistul este foarte clar, categoric. El ne arată întâi de toate cine nu trebuie să fie în centrul sărbătorii, cine nu trebuie să primească lauda, slava. Psalmul începe în modul acesta atât de clar, nu nouă, nu nouă, Doamne, o dublă negație prin care suntem puși din start față în față cu această realitate. Că nu noi oameni, nu credincioșii Domnului. E vorba aici de poporul de credincioși ai Domnului, de un popor sfânt. Nici măcar frații și surorile de la începutul acestei adunări, de care ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Nici măcar slujitorii care au slujit de-a lungul timpului, în cei 40 de ani în această adunare. Nici măcar coriștii și dirijorii și orchestranții și fanfariștii și toți absolut cei care și-au adus într-un fel sau altul aportul la lucrarea lui Dumnezeu, la Emanuel, nu ei trebuie să primească lauda. O, da, ei merită aprecierea noastră. Și în această dimineață ne bucurăm și apreciem credincioșia, curajul, dedicarea, spiritul de sacrificiu a celor care au pus bazele prin harul lui Dumnezeu acestei biserici. Dumnezeu să răsplătească. A voastră este aprecierea noastră, respectul nostru, dragostea noastră în Hristos. Și a voastră, mai mult ca orice, va fi răsplata în ziua aceea din mâna celui care a promis că niciun pahar cu apă rece dat în numele lui nu își va pierde răsplata. În ziua aceea veți primi răsplata. Dar lauda, slava, nu va aparține și nu ne aparține niciunul dintre noi. Psalmistul ne arată cine merită lauda. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău. Numelui Tău, glorie Lui. În ziua de astăzi vrem ca doar numele Domnului să fie înălțat la Emanuel. Și dacă Dumnezeu va mai da har acestei adunări și sfeșnicul va fi în locul acesta, vrem ca în locul acesta și în continuare, așa cum s-a întâmplat în urmă primii 40 de ani și în viitor, numele Domnului să primească toată slava. Amin. Acest nume mare și înălțat. Acest nume al lui Dumnezeu suveran peste istorie. Acest nume al lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, doar El merită să primească toată slava. Psalmistul ne aduce aminte și de ce trebuie să primească. Pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. În dimineața aceasta, haideți să ne unim și haideți să binecuvântăm numele Domnului pentru bunătatea Sa, pentru credincioșia Sa. Credincioșia și bunătatea cu care a protejat și a binecuvântat adunarea aceasta de la înființare până astăzi. Și vreau să închei gândul meu de rugăciune și apoi să venim înaintea Domnului cu rugăciune împreună cu câțiva frați și surori care îi voi numi, cu un verset frumos din Deuteronom 2:7. Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucru mâinilor tale
și ți-a cunoscut călătoria în acest mare pustiu. Iată, de 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine, Biserica Emanuel, n-ai dus lipsă, cum plătați voi, de nimic, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm. Și haideți motivați de gândurile acestea, de laudă exclusivă la adresa Dumnezeului și Stăpânului lucrării de la Emanuel, să venim înaintea Domnului. Și aș vrea, pentru că sunt în mijlocul nostru, frații care au fost împreună cu noi la începutul lucrării din această adunare, să rog pe fratele Laiș, pe fratele Tiriteu, e împreună cu noi fratele Sentici, care a fost în comitetul de la Biserica Betel atunci când s-a înființat adunarea de la Emanuel. Și apoi aș vrea să rog și pe sora Triv, și pe sora Maria Tulbure, și pe sora Alma Jean Margit să ne conducă în rugăciune. Deci în ordine aceasta, fratele Laiș, fratele Tiriteu, fratele Sendici, sora Triv, sora Tulbure și sora Alma Jean. În rugăciune, cu cuvinte potrivite, venim înaintea Domnului. Ceea ce Tu ai realizat în acest timp, Doamne, pe care noi n-am fost decât niște instrumente în mâna Ta. De aceea Te rugăm pe Tine, Doamne, să primești toată gloria, toată slava și toată cinstea, pentru că Tu ești Dumnezeul care ai creat totul și noi suntem niște robi netrebniți. Recunoaștem, Doamne, că toată onoarea și toată slava merită să fie adusă în numele Tău. Da, în ziua aceasta de sărbătoare, Te rugăm să binecuvintezi biserica Ta. Amin. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi orice suflet care a pășit în casa Ta. Da. Doamne, nu lăsa ca nimeni să nu iasă din casa Ta fără Tine, fără călăuzirea Ta, fără Duhul Tău și fără puterea Ta. Am vrea să-ți binecuvintez robii de care Te folosești. Doamne, cinstește-ți numele Tău mai presus de puterile noastre și însuflețește-ne la o trăire curată, sfântă, ca să putem să ne întâlnim cu Tine, slavă. Amin. Amin. Tată din cer, îți mulțumesc că am putut să iau și eu parte la această universare a Bisericii. Doamne, Te rog să binecuvintezi orice suflet a intrat în casa Ta. Doamne, mulțumim pentru toate binecuvântările ce ne le-a dat. Doresc în ziua de azi, Doamne, noi să Te recunoaștem că ești Dumnezeu și Iisus Hristos care ne-ai mântuit. Slavă Ție, Doamne! Te rog să binecuvintezi robii Tăi. Amin. Și în special pe fratele David, să-L binecuvintezi, Doamne, Iisusă, pentru că e un slujitor al Tău, Doamne, ajută-L să meargă mai departe și să arate la care vin din urmă să păstreze ce-am păstrat noi. Pentru toate și în toate să fii slăvit acum și în veci. Aleluia! Amin! 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 Doamne, Tatăl nostru, ne închinăm cu toți înaintea Ta și Îți aducem laudă și mulțumire pentru că ne-ai ținut în viață să putem sărbători acești ani frumoși. Da. Doamne, binecuvântează poporul Tău adunat în această zi aici. Te rugăm să binecuvântezi și în mod deosebit pe fratele Ionică Târziu, care este din New York, se bucură cu noi în această zi în casa Ta. Îți mulțumim pentru lucrători, Doamne, pentru cei care de-a lungul anilor au dus ștafeta mai departe, Doamne. Îți mulțumim pentru începuturi, pentru că ai fost cu noi. Îți mulțumim pentru grupurile de rugăciune din casele noastre, unde ne rugam ca Dumnezeu să deschidă aici un loc pentru creștinii din zona aceasta, Doamne. Îți mulțumim că ai ascultat rugile noastre, Doamne. Îți mulțumim pentru toți păstorii care au venit să predice aici. Îți mulțumim că atunci când erau securiști la ușă, ai avut un om care l-a adus pe fratele Liviu și este prezent aici. Este fratele Nicu Matei. Era un om plin de curaj. A trecut printre ei ca un glonț și lucrarea Ta s-a făcut. Slavă-ți. Te slăvim, Doamne, slavă-ți, Doamne,
Pentru că în încercări ai fost cu noi. Da. Binecuvântează pe cei care erau copilași atunci și acum sunt oameni mari. Binecuvântează copiilor care stau aici și îți dau slavă, Doamne. Binecuvântează vecinii de aici, Doamne. Amin. Și îți mulțumim pentru toți cei care i-ai adăugat la numărul copiilor tăi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să fie slăvit pentru Amin. Această lucrare. Amin. Amin. Ne închinăm înaintea ta, Tatăl nostru care ești în ceruri și în această dimineață frumoasă. Și dorim ca toată cinstea, toată gloria, toată slava să-ți fie adusă. Amin. Pentru că ești Dumnezeul nostru atotputernic care ne-ai purtat pe brațe de biruință. Slavă ție, Doamne! Doamne, să mulțumim în această dimineață că suntem aici datorită harului Tău, bunătății Tale, Doamne, primește închinarea noastră, laudele Amin. Noastre Amin. Și mulțumirile noastre, Doamne. Ai păstrat biserica biruitoare pentru că Domnul Iisus este capul bisericii. Glorificăm numele Tău în această dimineață și te slăvim că ești prezent aici. Mulțumim, Doamne, pentru un început așa de slab, dar astăzi sunt sute de credincioși care, născuți din nou, seamănă cu Domnul Iisus. Glorie ție în această dimineață. Te rugăm să binecuvintezi Evanghelia cu putere. Amin. Slujitorii tăi, cântăreții Amin. Tăi în ziua Amin. De astăzi, Doamne. Amin. Și așa cum ești glorificat în ceruri, dorim să fii glorificat și în mijlocul nostru, Amin. În inimile noastre, în casele noastre Amin. Și pe tot pământul. Amin. Încredințăm biserica în continuare în mâinile tale, Amin. Unde sunt în siguranță și dorim, Doamne, ca biserica asta să crească, împărăția Ta Amin. Să se lărgească și mulți să cunoască mântuirea Ta cea mare. Mulțumim că ne asculți, glorie ție pentru toate, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Slavă ție, Doamne. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne, că Tu ai păstrat această biserică la și ai înmulțit-o și ai făcut-o, Doamne, și din punct de vedere al localului și a membrilor, să crească și să fie o bucurie pentru cei de astăzi. Slavă ție, Doamne. Să plătește, așa cum Doamne, pe fiecare care a contribuit la lucrarea Ta. Și noi îți mulțumim, Doamne, că am fost și noi parte această lucrare. Slavă ție, Amin. Fetale, ca să-ți mulțumesc pentru că am ajuns această zi în Slavă care ție. Pot să-ți mulțumesc că Tu ești prezent în mijlocul nostru. Da, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc, Tată, pentru că în urmă cu 40 de ani am primit cuvântul Tău aici în biserica aceasta, Doamne. Glorie-ți. Îți mulțumesc, Doamne, Tată, pentru că Tu ești în viața și în trăirea mea, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ceea ce ai făcut în viața și în trăirea mea și în familia mea, Doamne. Îți mulțumesc pentru toți frații care au fost predicatori aici, Doamne, și au vestit cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru cei care sunt în viață, binecuvintează-i. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți frații și surorile care sunt aici prezenți, Doamne. Da. Îți mulțumim pentru toți cei care slujesc, Doamne. Îți mulțumim pentru copii, Doamne, binecuvintează-i. Amin. Îți mulțumim pentru tineri, binecuvintează-i, Doamne. Îți mulțumim pentru bătrâni, binecuvintează-i și pe ei. Amin. Și ajută-ne, Doamne, ca cu toți împreună să Te putem lăuda, să putem să lucrăm împreună spre slava și gloria numelui Amin. Tău și pentru mântuirea oamenilor. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru ziua de astăzi și pentru tot ceea ce se face aici, să fie totul în numele Tău, Tată, Doamne Iisuse și Duhule Sfânt, îți mulțumim. Amin. Amin. Să venim și spunem, nu nouă, Doamne, ci numele Tău, să fie
ție slavă, cinste, glorie, Amin. Că ție ți se cuvine. Amin. Mulțumim în dimineața aceasta că Tu ești Dumnezeul nostru. Amin. Mulțumim, Doamne iubit din ceruri, că Tu ai binecuvântat Biserica Emanuel. Amin. Și Tu ești Dumnezeul nostru din veșnicie în veșnicie. Amin. Doamne, în dimineața aceasta mulțumim că Tu ai protejat și ai binecuvântat fiecare familie. Amin. Doamne, dacă suntem aici, este meritul Tău, este lauda Ta, este gloria Ta. Doamne, mulțumim că ne păstrezi în harul Tău. Doamne, pregătește-ne pentru locul care Te-ai dus să ne-L pregătești. Vrem să fim cu Tine în slavă. Mulțumim că aici trăim clipe fericite cu Tine. Dumnezeul nostru binecuvintează ziua de astăzi și nu ne lăsa să uităm nici una din binefacerile Tale. Binecuvintează pe fiecare în parte, slujitorii Tăi, vorbește-ne, Doamne. Și dă-ne urechi deschise să auzim cuvântul Amin. Tău, să-l strângem în inima noastră și să nu păcătuim împotriva Ta. Mulțumim că ne iubești, mulțumim că ne iubești cu o iubire veșnică. Doamne, ajută-ne și pe noi să Te iubim, să ne iubim unii pe alții Amin. Și să rămânem copiii Tăi până la venirea Ta. Amin. 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 Rog să ocupați locurile și fie ca Domnul să asculte rugăciunea poporului Său. Ne bucurăm să salutăm pe fratele păstor Petrică Buliga de la Biserica Betel, îl invităm. Cred că cel mai potrivit loc de a ajunge la, mod de a ajunge la amvon este prin spatele corului, vă mulțumim. Fratele Petrică Moldovan de la Biserica Misiune din Reca și laudă pe Domnul printr-un solo. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice pentru că, și a dat un nume mai presus de orice nume pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-L văd și-n față să-L privesc, să-i spun că în această lume mai mult ca toate-L prețuiesc, ce scump și dulce i-al său nume. El pentru mine-i prețios, nimic nu e în această lume ca numele Iisus Hristos. Aș vrea să-L văd chiar față-n față. Eu știu că m-ar primi cu drag și să-i arăt a mea viață, că sunt un păcătos pribiag, ce scump și dulce i-al său nume, El pentru mine-i prețios. Nimic nu e în această lume ca numele Iisus Hristos. Aș vrea să stau cu El de vorbă, eu știu că m-ar primi cu drag, să-i spun că n-am nimeni sprijin în clipa vieții cea mai grea, ce scump și dulce i-al său nume, El pentru mine prețios. Nimic nu e în această lume ca
numele Iisus Hristos. Aș vrea să-i spun a mea durere, să-i spun păcatul meu amar, să-i spun că vreau să-mi dea iertare prin jertfa lui de la Calvar. Ce scump și dulce ia al său nume, el pentru mine prețios. Nimic nu e în această lume ca numele Iisus Hristos. Amin. Frate Petrică, sau așa cum vă place să spun, să auziți, God bless you, brother. Domnul să fie înălțat în continuare prin slujire. Ascultăm orchestra lăudându-l pe Domnul și după aceea corul bisericii dirijat de fratele Ghiță Dragomir, unul din primii dirijori ai corului acestei biserici. După cântarea corului ne pregătim să ascultăm un scurt istoric al acestei biserici prezentat de fratele secretar Tinu Pop, dar prefațat de rugăciunea de început de la inaugurare prin fratele Trif.
Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. De data aceasta, oamenii de pe pământ din Timișoara, la biserica numărul 3, Biserica Emanuel, fie pace și bucurie pentru sărbătoarea care avem astăzi. Iubiți frați și surori în Hristos Domnul, stimată adunare, mă bucur foarte mult pentru faptul că suntem aici și ne aducem aminte cu plăcere de anii de demult. Încercăm acum prin harul lui Dumnezeu ca împreună cu generația de astăzi pe care dumneavoastră o aveți aici să avem un crâmpei, dacă se poate așa, de aducere aminte și să cântăm, să ne aducem aminte de ceea ce a fost atunci. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Pe lângă toate acestea, vreau să spun încă ceva. Am amintiri plăcute. Una din amintirile plăcute e faptul că fratele David e aici. Mi-aduc aminte în primii ani, când am slujit aici, dânsul a fost cu noi în multe împrejurări. Și în 1978, când fratele David s-a instalat în cadrul bisericii din Lugoj, frații coriști de atunci, cred că v-ați aminte, frate David, frații coriști de atunci au fost în activitate și ne-am bucurat, am fost împreună la Lugoj și am cântat una din cântările frumoase care atunci am învățat-o. Frumoase sunt picioarele predicatorilor. A fost un moment deosebit pentru care, cu care mi-aduc aminte și n-am cuvinte să aduc acest fapt. Amintiri frumoase și nu pot să-mi descriu. Și după atunci am mai avut multe și multe activități de-a lungul ăsta. Încercăm acum, așa cum am spus, ca de data asta să ne aducem aminte împreună cu generația de astăzi pe care dumneavoastră aveți, îi vedeți aici în față, de ceea ce a fost atunci. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta.
Domnul să binecuvinteze biserica Lui, de aici, de pretutindeni, astăzi și până când ne va chema la El, pe rând sau pe toți odată. Facă-se voia Lui. Vrem să punem rugăciunea fratelui Tri. Spre Tine, Dumnezeul nostru, să îndreaptă ochii noștri și ființele noastre în această binecuvântată zi. Amin. Îți mulțumim cu recunoștință că până cine ai ajutat Tu, Doamne. Te proslăvim pentru toate căile minunate prin care Tu-ți porți pe poporul Tău. Îți mulțumim și Te glorificăm pentru că putem face acest început în numele Tău, Doamne, pentru slava Ta, pentru fericirea sufletelor care vor sălășlui aci în acest sfânt locaș. Te rugăm, slăvitule Tată, aceste porți care s-au deschis prin îngăduința Ta și după sfântă voia Ta, să faci, Doamne, ca ele să fie deschise necurmat pentru multe suflete și pentru mulți venirea lor aci să fie o binecuvântare. Slăvitul nostru Tată, vino, Te implorăm în mijlocul nostru. Amin. Binecuvintează acest început în numele Tău. Amin. Să sfințești, Doamne Dumnezeule, lucrarea împărăției Tale din această casă. Amin. Fă, Doamne, ca această casă, cu ocazia aceasta, ziua de astăzi, Doamne Dumnezeule, să fie pentru acest locaș o zi de sfințire, Doamne. Amin. Să binecuvintezi poporul care o compune. Amin. Amin. Să faci, Doamne Dumnezeule, ca noi să fim pietri vii. Amin. Și aceste ziduri, Doamne, dar mai presus de toate, biserica Ta de pietri vii să o păstrezi curată. Amin. Să o sfințești, Doamne Dumnezeule, și să o porți Tu din biruință în biruință. Amin. Doamne. Tată Ceresc, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos încă o dată pentru bogatul har, pentru minunata călăuzire și îți mulțumim pentru tot binele pe care Tu îl faci poporului Tău. Da, da, da. Îți mulțumim cu recunoștință și vrem să ne închinăm în această primă oră a dimineții. Fii, Te rugăm, în mijlocul nostru, amin, amin. Ascultă rugăciunile noastre și ne binecuvintează. Amin. Ce am putea spune după această rugăciune de acum 40 de ani? Domnul să asculte rugăciunea de atunci și toate rugăciunile care se vor înălța către El, la fiecare în parte și ca toți împreună. Amin. Îmi vine sarcina de data asta să am o prezentare mai seacă. Cu asta mă ocup, cu evidențe, registre, tipografii. Și aș vrea să vă readuc în aminte câteva spicuiri din trecutul acestei biserici. Mai pe larg am făcut-o la 20 de ani. Văd că Domnul m-a împuternicit să o facem și la 40 de ani. Slăvit să fie numele Lui. Începutul bisericii se leagă, bineînțeles, de Biserica 1. Două aspecte au determinat începutul acestei biserici. 1. Venirea fratelui Trif în Timișoara, cumpărarea unei case parohiale și aglomerația mare de la Biserica 1, care au făcut comitetul de la Biserica 1 să caute o altă casă pentru înființarea unei case de rugăciuni. Nu s-a putut în Fratelia, fratele Trif zice, vă pun o cameră la dispoziție pentru o biserică. Frații din zonă s-au bucurat, au format un comitet provizoriu împreună cu comitetul de la Biserica 1. Mă bucur să văd membrii din cele două comitete aici. Mă uit la fratele Sendici, mă uit la fratele Laieș. A hotărât și așa s-a deschis biserica, s-a propus deschiderea bisericii în acest locaș. Vrând să se facă totul legal, s-au trimis adrese la inspectoratul de culte, la departament, nu s-a primit nimic. Niciun răspuns favorabil. În 23 noiembrie 74, Comitetul Provizoriu hotărăște deschiderea unei case de rugăciune pe Herăstrău 12. Întocmește un raport, un tabel cu semnăturile a 104 de persoane care vor să devină membri acestei biserici.
În 23 februarie 75 se comunică din nou la de Comitetul Provizor Biserică că s-a obținut aprobarea deschiderii de la, că nu s-a obținut. Nu s-a obținut aprobarea de la culte. Și hotărăște deschiderea neoficială în 2 martie. Dar în seara de 1 martie să primești un telefon de la inspectoratul de culte, urmează amenințări, discuții, știți dumneavoastră cum se discuta, de sus în jos, cel de jos n-avea drept de cuvânt. Totuși, frații hotărăsc să nu asculte de treaba asta și se deschide neoficial biserica în 6 aprilie 1975. Serviciile continuă duminica și sâmbătă seara. Dar în 18 aprilie, deci din 6 în 18 aprilie, vine sectorul și dă o amendă de 5.000 de lei la fratele Trif. După care sunt chemați reprezentanții comitetului la miliție, ei nu merg numai, ci merg cu toții. Știți ce înseamnă la miliție? O anchetă. Se aleg cu amenzi între 5.000 și 3.000 de lei și pe urmă adrese la locurile lor de muncă, în care frații sunt prelucrați de colective de muncă și unii dintre ei au fost destituiți din funcțiile care. Cu toate astea, frații n-au descurajat. Urmează diferite memorii. La Marea Adunare Națională, la Comitetul Central al Partidului, nimic. În urmă, discuțiile avute cu cultul și cu departamentul cultelor, se ajunge la o înțelegere. Opriți serviciile de la 1 aprilie și noi ne vom ocupa să obțineți o autorizație. Frații au zis, da, ne oprim, dar dacă într-o lună voi nu ne dați autorizația, noi mergem cu biserica mai departe. N-a durat o lună. Dumnezeu a lucrat peste tot acolo unde a fost nevoie. S-a folosit de atâtea împrejurări, nu pot să vă spun pe toate pe larg. Că în data de 23 aprilie vine fratele Țunea de la București, era președintele Uniunii, cu autorizația de funcționare a bisericii. Toate s-au rezolvat, casă, intabulare, absolut tot. Și anunță de la Biserica 1 că în data de 29 iunie 1975 e deschiderea oficială a bisericii. Aceasta este deschiderea oficială. Serviciile au continuat prin Harul Domnului, neîntrerupt de atunci. Așa cum s-a spus aici, au fost mulți frați care s-au implicat. Meritul lor cel mai mare l-au cei care au stat în spărtură la început. Nu era ușor, fraților, pe vremea aia. Să-ți pierzi serviciul? Demnitatea, în ghilimele, vreau să vă spun, în fața colegilor de muncă, că te face cu ou, cu oțet, anarhist și mai... Ei știu mai bine cum i-au făcut, frate Tiriteu, și el a fost așa pățit. Așa că, în 29 aprilie, se începe serviciile oficiale a bisericii. În această poză vedeți prima poză de la deschiderea bisericii din 28. Vedeți acolo un frate care era bine strit, avea dacia 1300. Erau cam rare atunci. Și pe unul care le remarcă așa, pe lângă costumele naționale, tradiționale, vedeți așa, sora de la țară, e și fratele Sabin Zugravu, care ani de zile în colțul din dreapta acolo, sau la stânga la voi? Da, din dreapta, a zugrăvit biserica. Următorul. Așa cum vedeți, este deschiderea bisericii unde fratele Trif l-ați auzit rostind rugăciunea alături de fratele Trif, în dreapta lui. E un tinerel acolo. E fratele Râncu. În stânga lui e fratele Gheorghe Fișcă, care ne-a onorat cu prezența și la 20 de ani. După, în timpul programului, îl vedeți acolo pe fratele Trif, alături fratele Râncu și fratele Gheorghe Fișcă și un fratele Ghiță Dragomir, pe acolo vedeți așa, curios, se uită peste capete. După serviciu are loc o masă de dragoste între cei două comitete. Am uitat să vă spun, în prima poză, intrarea în curte era unde e corul acum. Era o intrare mare din asta, cum se intra cu căruța la țară. Din intrarea aia se intra în dreapta într-un culoar, unde era camera, o biserică, și în spate era curte. În curte, frații au servit o masă de dragoste între cele două comitete. Important e lucru
să-L încep cu Dumnezeu, să-L încep în pace și să-L continui tot la fel. Amin. Eu îmi botez aici în 1976 cu fratele păstor, cei care se văd acolo, recunosc pe Daniel Andronache, Rodica, mai sunt. Mai departe. După ce s-a deschis biserica, a urmat dărâmarea zidului, ceea ce a însemnat o eliberare imediat, un spațiu mai mare și la cor, stăteau înghesuiți acolo, umăr la umăr, dar cu căldură. Dar aici vedem iarăși un frate tânăr, seminarist, care din când în când slujea și la biserică. E fratele David. Dacă nu se recunoaște, spunem. Îi mulțumim pentru slujirea lui de atunci și de viitor. Din 1980 vine fratele Băleanu în mijlocul unui grup de tineri. De asemenea, tineri și pe vremea aia, să știți că făceau misiune, și sunt la Buziaș, un grup foarte frumos de copii, mulți dintre ei se vor recunoaște, azi au și ei copii. E orchestra bisericii în 1990. Vedeți acolo, 80, copii și un contrabasist, unul mai mare ca altul. Ziua mamei, petrecută de copii, după biserică au ieșit cu toții în parc în 81, de asemenea un grup de copii din 81, din decembrie, de asemenea o misiune la Bocșa, unde era pastor fratele Zaharia, Nelu Zaharia. Aici fratele Băleanu la aniversarea de 10 ani de zile. Alături de dânsul îl vedeți de asemenea, înapoi te rog puțin, pe fratele David, fratele Almăjan, un tinerel așa în plină de viață, și fratele Ghiță Dragomir. Un botez în 85, în acel an în care s-a sărbătorit 10 ani, și orchestra din 85, orchestră frumoasă din tineri, ne-am bucurat mult de ei, de slujirea lor. De asemenea, ne-am bucurat de slujirea ca dirijor a fratelui Marcel Strubet. Este un cor de pe vremea lui fratele Strubet. Fratele Strubet, văd că în poza asta a fost mai modest și a ieșit din poză. Un botez care a rămas în memoria bisericii este cel din 17 decembrie 1989, când afară se trăgea, era revoluție, în casa Domnului se oficia un botez. Îl slăvim pe Domnul că în orice momente găsește prilejul de a-și binecuvânta copiilor. Și au crotit. Prin toate evenimentele, nici unul din biserica 3 n-a fost rănit, n-a fost arestat și ne bucurăm de. Din pe urmă, urmează să fie la biserica noastră să slujească pasul fratele Daniel Cocaru, botezul și din 90, la aniversarea de 20 de ani. Iarăși fratele Ghiță conduce un cor format din corul prezent și undeva acolo în fața organismului este corul celor care au făcut parte din primul cor. Deci cu 20 de ani înainte. Tineri la suflet și ei. Aici vedeți tinerii care au fost copiii din 1975. Puteți să veniți, dacă văd bine de așa, cu Dan Andronache din capăt și Simona parcă în partea cealaltă. Toți deja oameni maturi, după 20 de ani. Comitetul Bisericii la aniversarea de 20 de ani și o fanfară. Iarăși, frate Grisă, spărgător de drumuri. Prima fanfară la un an după existența ei. Oh, asta încă mai la târziu trebuia. Da. Pe urmă, un alt eveniment important a fost deschiderea noului locaș, așa cum arată el astăzi, în care dimineața a slujit ca și dirijor fratele Geo Dumitrașcu, iar după masa, fratele Eugen Drăgoiu. De asemenea, tot în 2006, după deschidere, a avut loc un botez cu 13 persoane, o bucurie pentru toată biserica, în nou locaș. De asemenea, în 2007, a avut loc ordinarea fraților Nicolae Andronache, Augustin Iuga și Mihai Bojin.
Domnul să-i întărească în slujire mai departe. Veșnic tineri, în misiune, un grup de tineri cu fratele Sorin, dirijorul corului, și fratele Dan Maleș, însoțindu-i. Un aspect din școala biblică, de la Casa Speranței, de la grădinița Casa Speranței din 2010, corul bisericii într-o misiune la Emanuel Oradea în 2009. De asemenea, un eveniment plăcut care a avut loc în biserica noastră a fost Soli Deo Groia, o repetiție pentru cel, o seară muzicală în care ne-am bucurat și Kentucky pe acolo. Ultimul eveniment mai important a fost serbarea de acum 5 ani, la 30 mai 2010, după 35 de ani. Casa de copii de la Casa de Speranței în 2014 și ultimul botez, pe care cred că îl mai țineți minte, proaspăt, din 2015. Comitetul actual al bisericii. Nu pot decât să spun, Domnul să-și binecuvinteze lucrarea mai departe, să-și ducă istoria mai departe cu noi și cu cei care vin după noi. Vreau să le mulțumesc fraților care m-au ajutat cu poze, fratele Dragomir, fratele Brădicianu, sora Andronache, sora Mina Tănaș, le mulțumesc. Și Domnul să fie bucuria noastră și în ziua de azi și mai departe. Amin. Mulțumim, secretar Tinu Pop, pentru această prezentare interesantă, așa cum multe amănunte foarte, foarte interesante despre istoricul bisericii. Mai multe veți putea vedea în revista Aniversarea Bisericii pe care am pregătit-o cu această ocazie. Dacă ați fost atenți la masa de dragoste din ziua aniversării, undeva în prim plan era fratele Doru Tănaș. Fratele Doru, care a slujit mult timp casier în biserica noastră, presbiter și om de bază în lucrarea Domnului de la Emanuel, nu mai este printre noi aici. Domnul l-a chemat acasă, dar ne bucurăm să salutăm doi dintre copiii lui care au preluat ștafeta. E vorba de fratele Sorin și sora Simona, care laudă pe Domnul acum printr-un duet. Și după duetul acesta ne bucurăm să salutăm pe fratele Marin Burghelea, care a fost iarăși de la început și dânsul va avea un solo spre slava Domnului. Tu ne-ai condus peste ani cu credință, prin harul tău noi și azi te urmăm. Din mâna ta am primit sfinte binecuvântări, la pieptul tău am găsit numai mângâieri. Din mâna ta am primit sfinte binecuvântări, la pieptul tău am găsit mângâieri. Ai fost și ești și vei fi în veci același. Cuvântul tău fie în veci neclintit. Dorim să stăm necurmat lângă sfatul tău divin, să te slujim credincioși până la sfârșit. Dorim să stăm necurmat lângă sfatul tău divin, să te slujim credincioși și umili.
Tu ne-ai condus peste ani cu credință, prin harul Tău noi și azi Te urmăm. Te implorăm să rămâi lângă noi pe al vieții drum, balsam ceresc, Dumnezeu minunat și sfânt. Te implorăm ceresc, Dumnezeu bun și sfânt. Aveam 25 de ani când s-a deschis biserica și acum când am coborât treptele, așa de ușor m-am simțit ca la 25 de ani. Va fi mai greu când o să le urc, o să mai am 40 de ani pe umeri. Frate David, frate Petică, frați păstori, Domnul să vă binecuvinteze. Prin străvechile pustiuri, El, păstorul înțelept, și-a purtat pe umeri miei și la piept. Și de aceea nu ne temem, chiar de un fi ca fulgul în zbor. Domnul a fost cu noi. 40 de ani au trecut în care Domnul și-a binecuvântat lucrarea. 40 de ani au trecut ca suveica țesătorului, așa cum spune în Scriptură. 40 de ani în care Domnul și-a purtat biserica pe brațe și a adus-o până astăzi. Ce va fi în continuare, noi nu știm. Singurul lucru care trebuie să știm, dragii mei, este că trecutul, prezentul și viitorul sunt în mâinile Domnului. Și să-L rugăm pe El în continuare să-și poarte biserica pe brațe, până când o va lua la cer. Eu, Marin Burghelea, cred personal că luarea bisericii la cer va fi foarte curând. De aceea, dragii mei, să ne rugăm Domnului ca să ne păstreze în sfințenie, să păstrăm credința curată, să iubim și să așteptăm venirea Domnului. Și apoi, împreună cu poetul cântării, să cântăm și noi cântarea aceasta. Scumpe Iisus, ține-mă lângă a Ta cruce, căci acolo în acea voia.
Ne uităm la ceas și la timpul care îl avem și la ceea ce mai e în program și ne dăm seama că suntem depășiți de timp. Vă rugăm să aveți îngăduință. Ce punctul care urmează acum, propus de fratele care a făcut programul, e un timp în care să dăm loc celor care sunt păstori plecați din biserica noastră în alte părți. E clar că nu îi putem lăsa pe toți să predice acum, o parte din ei au mai fost în amvonul bisericii noastre, nu de mult. Aș vrea însă să, în ordinea care o anunț, să aveți 3 minute. Acum nu tăiem firul ca la Parlament, nici nu vă amenințăm, însă am vrea să intrați în timpul ăsta. E fratele Petrică cuvânt din partea Bisericii Betel, fratele David va avea predicare din dimineața asta și toate aceste lucruri. Ei, și până acolo mai sunt alte chestiuni care trebuie împlinite. Am vrut să vă spun că ne-am simțit așa onorați că voi ați pornit din adunarea noastră într-o lucrare care o faceți acum și Domnul să fie cu voi. Dar în dimineața asta nu ne rugăm pentru voi, ci voi vă rugați pentru adunare. Și timpul ăsta este mai probabil după predica lui fratele David. Până atunci însă aș vrea să spun bisericii noastre, dacă mă socotiți și pe mine din biserica asta și păstor, suntem 16 împreună cu cei doi prezbiteri. Pe lângă noi au mai venit fratele Lavric și Zampo Ștefan, care au fost apoi ordinați aici și sunt în area noastră, în filialele noastre. Așadar, 16 sunt de la Emanuel. Când am fost la Betel, sărbătoarea lor, acolo erau 50. Nu ne putem noi pune cu numărul 1, dar al treilea merge și loc bun ăsta, eligibil în programul lui Dumnezeu. Așadar, mulțumim Dumnezeu pentru voi și am vrea prin voi să salutăm adunările din care veniți, lucrarea voastră, Domnul să vă însuflețească prin Duhul Său în timpul care stă înainte. Și vă așteptăm la Emanuel și mă ocup eu de programarea asta dacă pastorul coordonator îmi dă voie. Vă mulțumesc. Vreau să veniți, nu v-am văzut de mult. Așadar, următoarea ordine. Ciprian, de când a plecat, n-a fost niciodată să aibă un cuvânt. Fratele Nicu, Daniel, Matei, după aceea, fratele Tulbure, după aceea și fratele Neagoe Liviu. Bine? Aveți un cuvânt, 3 minute pentru adunarea noastră, eu vă mulțumesc și la vremea potrivită o să ne rugăm cu voi toți pentru adunare, ca mulțumire înaintea lui Dumnezeu și vedem ce lucruri mai precizăm atunci. Dumnezeu să vă binecuvinteze, haideți să ascultăm cuvântul lor. Vreau să mă încadrez într-un minut. Am multe amintiri împreună cu voi în locul acesta. Am fost printre primii copii binecuvântați în acest loc. După unii al treilea, după alții al doilea, personal nu știu, am fost prezent acolo, dar înțelegeți că memoria nu mă ajută foarte bine. Dar în schimb mi-aduc aminte de sora Lidiuța, care s-a ocupat de noi, de copii, și am învățat multe lucruri de la dânsa și i-am învățat și versete, au fost versete mai lungi pe care nu le-am ținut minte, dar versetele scurte le-am ținut minte pentru că de cele mai lungi aveam altă treabă. Și un verset pe care l-am învățat în locul acesta și vreau să-l țineți minte și voi, este din Ioan capitolul 14 cu versetul 15, care spune așa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Domnul Iisus a spus lucrul acesta, nu alte porunci, ci poruncile Lui, așa să vă ajute Domnul. Amin. Slăviți să fie numele Domnului! Slăviți să fie numele Domnului! Domnul este bun, iubicilor, și ne uităm de-a lungul anului și m-am adus aminte când fratele a prezentat acest timp de 40 de ani, evenimentele care s-au întâmplat și mi-aduc aminte de Biserica Emanuel, unde la început am fost aici, la început împreună cu familia am fost aici, tăticu, mămica, frații mei. Mulțumim Domnului pentru timpul de har care ne-a bucurat și această biserică a avut un impact deosebit asupra vieții mele. Un impact deosebit. Pe timpul acela nu eram predicator, dar îmi plăcea misiunea. Domnul m-a chemat la misiune.
Și mi-aduc aminte, frate, că de multe ori ne încurajai în sensul acesta. Și mulțumesc Domnului pentru că Biserica Emanuel a continuat această viziune. Această viziune a stat în viața mea și, iubiților, frumusețea bisericii. Asta este frumusețea bisericii, că vedem dragostea lui Dumnezeu arătată prin fiecare mădular. Prin fie și pot să vă dau două cazuri scurte, rapide. Am trecut în perioada la început printr-un o traumă deosebită, am pierdut copilul, dar biserica a fost împreună și m-au încurajat, ne-au binecuvântat. Soția mea și eu am fost binecuvântați de biserică pentru că eram uniți împreună. Am fost arestat de poliție, dar biserica se ruga. Și când m-au lăsat de la poliție, am venit în biserica Emanuel, biserica se ruga. Continuați să vă rugați, iubiților. Dumnezeu dă rezultate. Asta este frumusețea bisericii. Apoi biserica are o putere supranaturală, o putere pe care nu o vedem de multe ori. Și această putere se manifestă prin dragostea lui Iisus, care biruiește păcatul. Dragostea lui Iisus și cei care vin și au venit în biserica Emanuel au fost părtași ai dragostei lui Iisus. De aceea, Duhul Sfânt le-a dat putere să biruiască păcatul. De aceea suntem biruitori prin Iisus Hristos, să fie în numele Lui. Amin. Dar biserica mai are un potențial pe care de multe ori în domeniul fizic nu-l vedem. Nu-l vedem, dar în domeniul spiritual îl vedem. Și acest potențial este în mădularele bisericii. Fiecare mădular slujește unul altuia. Ne slujim ca și copiii lui Dumnezeu. Ne slujim unii altora. Slăviți să fie Domnul. Continuați să slujiți, iubiții mei. Pentru că Iisus ne-a dat acest model de a sluji. Și noi continuăm să ne slujim. De apoi este o vitalitate. Este o vitalitate care este în biserica lui Dumnezeu. Și această vitalitate o dă numai Duhul Sfânt. De aceea să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne schimbe. Pentru că numai El ne schimbă. Domnul, te-au trecut, Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Harul lui să fie peste dumneavoastră. Amin. Slăviți să fie Domnul! Eu personal am mari emoții în dimineața aceasta. Știți de ce? Pentru că în 1983 eram pentru prima dată într-o casă de rugăciune. Și acesta este locul unde am fost pentru prima dată. Așa că mulțumesc lui Dumnezeu! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru biserica aceasta, pentru cei 40 de ani. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că prin biserica aceasta Dumnezeu a îngăduit ca să slujesc Domnului, trimis de biserica aceasta. Mulțumesc celor care m-au încurajat, m-au sprijinit și mi-au condus primii pași spre misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta și cred din toată inima mea căci așa cum Dumnezeu îi spunea lui Moise prin socrul său, Dumnezeu de-a lungul anilor a ales în biserica aceasta oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, pune peste popor drept căpetenii, peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10.000. Așa că cred din toată inima că de-a lungul anilor Dumnezeu a ales oameni destoinici în biserica aceasta și temători de Dumnezeu. Dumnezeu își va duce lucrarea mai departe și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea de astăzi și lucrarea în continuare. Amin. Este un har special să fim aici. Eu eram foarte tânăr când lucrurile s-au început, dar tot țin minte pe fratele Iefta la un harmoniu care mergea cu o singură pedală.
eram într-o cameră, îl mai țin minte pe Matei Avram, care era liderul nostru de tineret, din familia Craioveanu, slujeau aici. Au fost zile deosebite, au fost ani. Fratele Băleanu a venit la mine acasă, cu o seară înainte să merg în armată și mi-a dat un Nou Testament care a intrat în buzunarul de la cămașă și când am mers în armată mi-au luat din valiză toată literatura creștină, dar mi-a rămas Testamentul Păstorului și îl citeam în fiecare noapte când eram planton. Lucruri mari ne-a dat Dumnezeu prin lucrarea din locul acesta. Și Dumnezeu va continua să lucreze în locul acesta dacă noi îl vom pune pe El pe primul loc. Și acesta este mesajul meu pentru adunare. Indiferent ce facem, indiferent cât de mult știm, indiferent ce planuri avem, Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Dacă Dumnezeu este pe primul loc, atunci pe locul 2 trebuie să fie poporul Lui. Știți că Biblia aceasta o avem pentru că poporul Israel a rămas credincios. De la ei avem cuvântul, cea mai importantă carte, avem cel mai important om care s-a născut vreodată, pe Domnul Iisus, și de la ei avem cea mai importantă organizație care există azi, adică biserica. Nu vom putea să nu uităm că mântuirea este mai întâi a iudeului și apoi a grecului. Și apoi pe locul 3 rămânem noi, dar Dumnezeu spune că cei din urmă vor fi cei din tăi. Dacă ținem rânduiala aceasta, Dumnezeu va da ani frumoși bisericii acestea până la răpire. Să știți că lucrurile sunt clar scrise în Biblie. Va fi ca pe vremea lui Lot. Până nu a ieșit Lot din cetate, n-a venit necazul peste Sodoma. Până biserica nu va fi răpită, zice așa spune Biblia, va fi ca pe vremea lui Lot. Veți fi răpiți, vom întâlni pe Domnul în cer, în nori, și apoi vom fi cu Domnul totdeauna. Pentru că n-am vrut să vin cu mâna goală, am pentru fratele Marius o carte care noi am dat-o întregii biserici și probabil după ce dânsul o va citi, o veți primi fiecare, pentru că este o carte care ne-a învățat dărnicia și rânduiala lui Dumnezeu în dărnicie. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica care a făcut misiune, care a fost darnică cu păcătoșii și a cheltuit pentru mântuirea lor, ca ei să-L cunoască pe Domnul Iisus. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru liderii puternici, mulțumesc pentru fratele David, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți aceia care au slujit aici. Și acum mi-aduc aminte când m-am predat Domnului, eram în colțul ăsta aici, într-o seară de Crăciun, și fratele Liviu Olah predica atunci. Au urmat seri, după aia am slujit și am stat cu stația undeva la un balcon care traversa așa și n-am putut să fiu în multe poze, dar am fost și eu ceva pe aici. Domnul e bun și în continuare îl slujim pe El și știm că El ne va purta de grijă până la capăt. Amin. Fratele Marius ajunge la microfon, îngăduiți tot din partea unui păstor plecat din adunarea noastră, scrie așa: n-a putut să vină, l-am invitat, dar n-a putut să ajungă. Am fost chemați de către Dumnezeu Duhul Sfânt la începutul anului 91 să ducem cuvânt în zona Baia de Aramă. Chemarea a fost confirmată prin Biserica Emanuel din Timișoara, în biserică în care am fost membri. A fost și este o lucrare în care Domnul și-a arătat puterea prin harul său în multe feluri. În toată Oltenia n-a fost har mai mare biserica din Baia de Aramă, cu cele două biserici plantate. În acest timp însumează 220 de membri. Lucrarea Domnului nu se măsoară doar în membru. Influența Evangheliei în această zonă este mare și cu siguranță minunată. Veniți și vedeți, mulțumim Bisericii Emanuel Timișoara în numele Domnului Iisus pentru ajutorul de durată spiritual și material. Vă mulțumim și ne rugăm Domnului să vă dea cele mai mari și cele mai necesare lucruri, har și pace. Cu dragoste și respect în Domnul Iisus, familia Samuilă, Cornelu, Pompilia și Ariana, și noi ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo. Amin. Permiteți-mi să citesc și un salut din partea fratelui pastor Râncu Ioan. Și fratele Râncu a fost invitat pentru că și dânsul a fost prezent la începutul acestei biserici. Să ne onoreze cu prezența, din păcate n-a putut să vină, dar a transmis bisericii acest salut.
Iubiți frați și surori, sărbătoriți azi pe Domnul care v-a binecuvântat în lucrarea începută în urmă cu 40 de ani în acest cartier. Nu pot fi alături de dumneavoastră la acest popas jubiliar, dar vă sunt alături în rugăciune. Mulțumesc fraților păstori pentru invitația ce mi-au făcut-o. Mă amintesc cu emoție de ziua când alături de fratele păstor Trif Ioan, în fața porții de la intrare, ne-am rugat și apoi cu întreaga adunare am sărbătorit un început. Vă sugerez slujitorilor adunării și tuturor membrilor să auzim din nou peste decenii cuvântul Domnului către poporul său. De 40 de ani de cât Domnul Dumnezeul tău este cu tine, n-ai dus lipsă de nimic, de Deuteronom 2:7. Și adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani, de Deuteronom 8:2. Mă unesc în rugăciune cu prorocul Habacuc și zic: însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor. Amin. Cu dragoste în Iisus Hristos, Domnul, fratele vostru păstor, Râncu Ioan. Ascultăm corul îndându-l pe Domnul. La acest aniversar, corul bisericii va avea o cântare dedicată în mod special bisericii. La un moment dat, textul va spune: fiți fecioare înțelepte, așteptați pe mirele. Și cunoașteți toți foarte bine textul pildei celor 10 fecioare. La un moment dat spune acolo textul că la miezul nopții s-a auzit un strigăt: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și ce au făcut fecioarele? S-au sculat și și-au pregătit candelele. Biserica Emanuel, scoală-te, veghează, fii trează și pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Amin.
să ne ridicăm, chiar dacă apelul acestei cântări este unul de natură spirituală, e potrivit să ne ridicăm acum și să lăudăm pe Domnul cu cântare. Cântarea de la numărul 323 spune: ce bine e când frații cu dor se întâlnesc și în dragoste și pace pe Domnul îl slujesc. Ce bine e când frații cu dor se întâlnesc și-n dragoste și pace pe Domnul îl slujesc. Și-n dragoste și pace pe Domnul îl slujesc. Iubiți frați și surori și dragi prieteni ai Bisericii Baptiste Emanuel din Timișoara, este o mare bucurie pentru mine să fiu în dimineața aceasta în mijlocul dumneavoastră. Este o zi de sărbătoare, este o zi cu o încărcătură emoțională și spirituală deosebită. 40 de ani de viață, minunat! 40 de ani de viață ai Bisericii, trăiți pentru slava lui Dumnezeu, cu scopul propovăduirii Evangheliei în zona în care Dumnezeu v-a pus. Aș vrea ca să vă felicităm din partea Bisericii Baptiste numărul 1 Betel de Timișoara, Biserica Mamă, și să vă dorim mulți ani înainte, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Așa cum am trimis și mesajul prin articolul din revista aniversară, nu este o bucurie mai mare pentru un părinte, cei care sunteți părinți, decât să-ți vezi copilul crescând frumos, fiind cu minte, ascultător, sănătos, devenind matur și apoi, la rândul lui, fiind gata să ia decizii, trăind o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Pentru noi, ca și părinți spirituali, ca biserică, ce bucurie mai mare să ai decât aceasta, decât să vezi că aceea care s-a născut din tine acum 40 de ani
a devenit mai mare decât erai tu atunci. Slăvit să fie Dumnezeu! Plantarea acestei biserici a avut loc nu datorită faptului că o parte din membrii bisericii nu se mai înțelegeau unii cu ceilalți, ci s-a făcut cu binecuvântarea lui Dumnezeu și cu binecuvântarea bisericii, în pace și în armonie, spre slava lui Dumnezeu. Cunosc pe toți aceia care au fost făcut parte din grupul de inițiativă din acea vreme. O parte dintre ei au plecat la Domnul. O parte mai sunt încă în viață. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i răsplătească. Așa cum ați auzit, n-a fost ușor. Ei au avut, sub călăuzirea lui Dumnezeu, gândul acesta venit de la Dumnezeu, viziunea aceasta. Să începem o biserică într-o altă zonă a orașului, ca și locuitorii din acea zonă să poată să audă cuvântul lui Dumnezeu. Pe vremea aceea ați văzut, era o singură mașină. La noi în biserică, în 1960, era un singur frate care avea mașină, avea un Fiat din acela micuț. Pe vremea aceea oamenii nu se deplasau în mod liber ca și astăzi. Și era esențial să fie o biserică într-o altă zonă a orașului. Dumnezeu v-a pus pe inima acelora care ați fost atunci să veniți aici și să proclamați Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să arătați oamenilor că pe lângă calea cea largă mai există și o cale îngustă și că este singura cale care duce la Dumnezeu. De aceea a fost plantată această biserică. Să arate oamenilor că Iisus Hristos este singura cale care duce la Dumnezeu și că această cale este o cale îngustă. Pe vremea când biserica aceasta a fost plantată, să fii locuitor în Blașcovici, în Mehala, în Ronaț, nu era ceva de cinste, nu era o mare onoare. Și eu am fost ronățean. Și știu, când spuneai că ești din Ronaț, oamenii se uitau așa la tine. Dar iată că în zilele noastre, să fii acum în Blașcovici, în Ronaț, în Mehala, a devenit ceva de lux. Calea cea strâmtă. Aș vrea să citesc două versete, mi s-au alocat un sfert de oră, dar mă voi mulțumi cu 7 minute, pentru că vreau ca fratele David să poată vesti Evanghelia în mod liber, a fost pastorul dumneavoastră. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 7. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Cei care merg pe calea lui Dumnezeu nu merg pe o cale largă, ci merg pe o cale strâmtă. Și când mergi pe o cale strâmtă, oamenii te cataloghează ca și îngust, ca și înapoiat. Pe această cale strâmtă, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, nu merg cei mai mulți oameni, ci merg cei mai puțini. Copiii lui Dumnezeu întotdeauna vor fi marginalizați și vor fi o minoritate, vor fi o rămășiță. Dar în același timp, copiii lui Dumnezeu, care merg pe calea cea îngustă, și dumneavoastră aici, Biserica Baptistă numărul 3 Emanuel, există în această zonă pentru a proclama această cale, care este Domnul Iisus Hristos, care este o cale îngustă. Dar vă confruntați și dumneavoastră, și noi la Betel, și alte biserici în lume cu un mare pericol, care a îmbolnăvit creștinismul de astăzi. Știți care este? Să intri pe poarta cea strâmtă și apoi, mergând pe calea cea strâmtă, să te uiți la calea cea largă și să zici ce bine-i de cei care sunt acolo. Și să încerci să mai lărgești calea asta strâmtă.
Să încerci să devii relevant prin asemănarea ta cu lumea și nu prin ceea ce te deosebește de lume. Aceasta este boala creștinismului contemporan. Încercarea de a da din coate și de a mai lărgi calea care Dumnezeu a hotărât să fie îngustă, pe care circulă puțini, pe care circulă cei marginalizați. Și în momentul în care ne dorim și noi să fim cineva, să arătăm că noi nu suntem chiar așa și vrem să ne mai asemănăm și cu lucrurile din lume, în momentul acela pierdem ce avem mai scump. Ceea ce ne face pe noi relevanți este propovăduirea nebuniei crucii și nu asemănările noastre cu lumea. Un mare flagel care ne afectează pe toți astăzi în bisericile noastre este acesta. Nu faptul că venim în casa lui Dumnezeu duminica și bine facem, venim aici, cântăm împreună, îl lăudăm pe Dumnezeu, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, mărturisim că ceea ce este conținut în cuvânt este adevărul și că acestea sunt valorile în care noi credem, dar problema cea mai mare este că atunci când plecăm de aici, de luni până sâmbătă, nu trăim ceea ce credem și propovăduim duminica. Și în modul acesta încercăm să lărgim calea. Noi am fost chemați ca ceea ce credem, ceea ce propovăduim, aceea să și trăim de luni până sâmbătă. Trăim vremuri în care este o prăpastie tot mai mare în foarte multe biserici între ceea ce mărturisesc și cred duminica și modul lor de viață de luni până sâmbătă. Biserică Baptistă Emanuel, în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog, continuați să mergeți pe calea pe care ați început acum 40 de ani. Când ați venit aici, Dumnezeu v-a trimis. Nu a fost dezbinare, ci a fost binecuvântare. Și ați venit aici să mergeți pe calea cea îngustă și să spuneți oamenilor că singura cale care duce la Dumnezeu este Iisus Hristos. Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe ea. Și când vă veți confrunta cu ispita aceasta de a mai lărgi calea, amintiți-vă de ce existați și amintiți-vă cuvintele Domnului Iisus Hristos. Amin. Mulțumim. Anunțuri pentru adunarea noastră. Cel mai apropiat serviciu va fi după masă la ora 18. Vă invităm și vă așteptăm. Dar în același timp continuăm să stăruim din anvon și să vă rugăm, după terminarea slujbei, rămâneți cu noi la o sfântă părtășie. În numele Domnului Iisus vă invităm, avem loc pentru voi toți, musafirii sunt cu prioritate, ocupă sala de mese, noi ocupăm celelalte anexe unde putem să ne simțim bine. E un timp care, pentru care s-a cheltuit, mulțumim celor care au cheltuit, mulțumim surorilor care au pregătit, mulțumim, s-a făcut, e un mare efort de vineri până astăzi și acum vă rog să vă bucurați de asta. Vă așteptăm. Pentru după masă avem un videoclip din partea lui Petru Popovici. Deci toți care l-ați cunoscut pe fratele Petru și vreți să-l vedeți, se vede bine, se aude bine, e o predicuță interesantă, vă așteptăm după masă la ora 18. Pentru duminica viitoare, toată ziua, e cu noi un cor de la Cluj cu păstorul lor, o biserică care a avut o creștere numerică impresionantă în anii ăștia, vă sunteți invitații noștri pentru atunci. A venit și fratele, eu nu l-am văzut pe fratele Iuga, mărturisesc că era aici în programul meu să predici, dar n-ai venit unde trebuie. Cu Florentina, vă rog să veniți aici, scaunele voastre sunt goale, vă așteptăm. Haideți acum să ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Ne ridicăm și ne unim în cântare. E o cântare pe care putem să o cântăm, Georgen? Acum? Nu e organistul aici. Cântăm atunci ce putem cânta. Fratele Dan m-a rugat să cântăm o cântare, o știți majoritatea, Circul, așa, mărturisesc că n-am cântat-o niciodată de pe partitură, nici nu am partitura, dar așa cum îmi amintesc și cum vă amintiți toți, haideți să o cântăm, frați, surori de peste tot, azi e zi mare, zi de sărbătoare. S-a scris?
Azi e zi mare, zi de sărbătoare, și fiecare e vesel mulțumit. Fraților, surorilor, bine e bine, bine ați venit la noi, fraților, surorilor, bine e bine, bine ați venit. Din alte Într-o duminică dimineața, un pastor renumit a predicat din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, despre înmulțirea pâinilor. Și în punctul culminant al predicii lui, a strigat puțin mai tare și a spus: cine poate cu 5.000 de pâini să sature 5 oameni? Un copil din prima bancă zice: eu? Cum, mă? Păi, dar nu-i mare lucru. Cu 5.000 de pâini să saturi 5 oameni nu e o problemă, ce rămâne mult. Și a dat seama el că a greșit și duminica viitoare a predicat din același text, înmulțirea pâinilor. Și în punctul culminant al predicii, iară spune predică: cine poate cu 5 pâini să sature 5.000 de oameni? Copilul din față zice: eu? Cu ce, mă? Cu ce a rămas de duminica trecută. Cu 5 ani în urmă am fost invitat de fratele Dan Maleș și fratele Marius Birgeanu și mi s-a dat 30 de minute, dar n-am predicat de cu vreo 5, că n-am mai rămas. Acum pe program sunt trecut cu 30 de minute, dar eu am un principiu foarte important: orice predică trebuie terminată înainte ca oamenii să dorească acest lucru. Amin? Și când sunt în asemenea situații, mă pun în situația celor care sunt în sală și îmi pun întrebarea: dacă aș fi eu în sală, ce aș mai vrea să aud acum? Știți care e răspunsul care primesc? Nimic. Decât un amin. Așa, clar, și pacea Domnului să fie cu dumneavoastră. Fraților, e foarte interesant să înțelegi lucrarea bisericii
și să înțelegi menirea bisericii pe pământul acesta, ce este biserica și care-i rostul ei pe pământul acesta. Biserica este a Domnului Iisus Hristos. Nu e a unui cult, nu e a unui păstor, nu e a unei organizații. Ea este a Domnului Iisus Hristos și trebuie să rămână în viață așa. Ea este în mâna Lui, cel mai sigur loc. Oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Porțile locuinței morților nu vor birui. Singura instituție care are viitor și care are veșnicie este Biserica Domnului Iisus Hristos. Ce mare lucru să faci parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. A fi mântuit nu înseamnă numai că nu vei mai fi pedepsit pentru păcatele care le-ai făcut. A fi mântuit înseamnă a intra în familia lui Dumnezeu, a fi poporul lui Dumnezeu, a fi legat de Dumnezeu pentru eternitate. Și biserica va trăi veșnic. Când moartea va muri, biserica va fi acolo să conducă serviciul de înmormântare. Aș dori să vă spun multe lucruri, mi le-am planificat, dar vă promit că termin mai repede decât vă gândiți. Aș vrea să vă spun, ce cred că lipsește bisericii acum? În primul rând, botezul cu dragostea lui Dumnezeu. Suntem mult mai bogați, o ducem mult mai bine, avem de toate, nici nu ne putem închipui câte mașini sunt acum în față. Dar mă gândesc, cât de mult ne-am iubit atunci, la început. Ce dragoste era! Aș vrea să vă amintesc pe mulți, mă gândesc la fratele Nicu Matei, de câte ori am mâncat în casa lui și la masa lui, la fratele Laie și Costa. Ce dragoste era! Lipsește dragostea lui Dumnezeu. De important? Păi mă gândesc cât de important dacă Sfântul Apostol Pavel spune, dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Dacă aș avea darul prorociei și aș avea credință să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și mai departe. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos bisericii din Efes? Ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Nu ne mai iubim așa cum ar fi trebuit. Cineva a spus așa, în împărăția lui Dumnezeu totul este dragoste. Dumnezeu este dragoste. 3 cuvinte, 20 de litere. Dar cine înțelege imensitatea dragostei lui Dumnezeu? Un om și-a imaginat biserica la început ca și cum am fi niște cartofi răspândiți pe un câmp. Cartofi. Dar vine cineva și adună toți cartofii și pune într-un sac. Suntem într-un sac. Și acum, dacă ați putea auzi ce vorbesc cartofii în sac. Băi, ce te-ai umflat atâta? Nu te vezi cât ești de strâmb. Dar tu nu te vezi cât ești de umflat. Dar ce bube ai în cap, mă? Dar cine te-a dus pe tine aici, mă? Și vorbesc cartofii și se ceartă. Dar vine cineva și îi curăță cartofii. Și acum sunt toți la fel, dar unui mai mare, știți? Unui mai mic. Nu mai sunt cu bube așa, dar sunt curățați. Dar vine cineva și îi fierbe cartofii și face din eu pireu de cartofi. Vă întreb, care e mai mare? Care e mai umflat? Care e în față? Care e în spate? Unde sunt? Nu există decât pireu de cartofi. Dar ca să ajungi, trebuie să fii zdrobit. Dacă nu ești zdrobit, nu se realizează nimic. Nu e ușor să fii zdrobit, e un lucru dureros, dar dacă nu se lapădă cineva de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Avem nevoie de zdrobire, trebuie să ne smerim. Aș vrea să vă sugerez, sunt două lucruri de a ajunge smerit. Să te smerești singur, sau să te smerească Dumnezeu, dar e mai dureros. Nu aștepta să te smerească Dumnezeu. Smerește singur. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. Dragostea? Dragostea, da. Da, o să spuneți, dar biserica nu-i perfectă. Adevărat,
Știți că nu suntem perfecți. Dumnezeu nici nu caută oameni perfecți. Știți ce a spus Domnul Iisus? A venit pentru păcătoși. A venit pentru bolnavi. Nu suntem perfecți, dar suntem ai Domnului. Foarte mulți oameni ne face în comparație cu moralitatea unor oameni. Și uite, ăla e mai bun, ăla, uite, e așa, ăla e mai, parcă e mai pocăit decât un pocăit. Da, dar nu uitați, Dumnezeu nu caută oameni morali. Dumnezeu nu se uită peste oameni să vadă dacă nu este cineva care să nu facă niciun rău. Dumnezeu se uită peste oameni. Există oameni care mă iubesc, care mă caută, care se roagă, care se închină. Da, imaginați un om moral. Ce legătură are el cu Dumnezeu? Nici una. Dar un credincios slab, care e în biserica Domnului Iisus, îl caută pe Dumnezeu, se roagă, Doamne, iartă-mă, ai milă de mine. Vă spun, Dumnezeu se bucură nu de omul moral, ci de păcătosul care îl caută din toată inima. Ce mare lucru să faci parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Două lucruri există pe pământ care au pe ele amprenta cerului, Biblia și biserica. Sunt pe pământ, dar au pe ele amprenta cerului. Și sunt legate una de alta, și Biblia și biserica. Și trăim unii prin alții. Dar o spuneți, în biserică mai sunt și cărcotași, mai sunt și unii vorbesc de rău, unii tot comentează că nu e așa. Unul zicea, nu mă duc la biserică, sunt mult fățarnici acolo. Cineva l-a încurajat, hai, vino și tu, de ce? Ce să mai fie unul? Da. Imaginați-vă în corabia lui Noe, cam cum a fost. După câteva zile, 40 de zile a căzut ploaia pe pământ. 40 de ani sărbătoriți și dumneavoastră. M-am gândit și la cifra aceasta, sunt foarte multe legături cu cifra 40, dar mă opresc. Dar vă întreb, după vreo 10 zile de stat în corabie, cam cum a fost? Dar nu era aer condiționat. Când au început caprele să urle, cocoșii, boii, berbecii, păunii să țipe, cam cum era. Dar ce miros! Dar vă întreb, dar afară cum era? Ați prefera să fiți afară? Nu, mai bine înăuntru. Așa cum e, mai bine înăuntru. Nu-i de dorit afară, niciodată. Știți care este soarta celor de afară? N-au viitor, n-au nici veșnicie. Dar noi avem un Domn. Suntem o turmă mică, dar o turmă și un păstor. Binecuvântat să fie Domnul nostru, binecuvântată să fie împărăția Lui, binecuvântată să fie biserica Domnului Iisus. Amin. Amin. Iubiți biserica așa cum a iubit-o Domnul Iisus. Și nu vorbiți niciodată de rău biserica. Niciodată, în nicio împrejură. Cine ești tu să vorbești de rău biserica Domnului Iisus? Cine ești tu? Cine ești tu de-ți permiți să vorbești de rău biserica Domnului? Nu vorbi biserica Domnului, e un păcat care nu se iartă. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să iubim biserica și să rămânem în biserica Domnului Iisus. Amin. Amin.
Mulțumim, mulțumim, frate David. Ne pare rău că n-ai avut timp mai mult. Peste 10 ani. Dar până atunci, poate în programul tău din vara asta găsim o duminică. Mulțumim, David. Mulțumim să rămână la toți ai tăi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă dorim sănătate. Mulțumim tuturor ce ne-ați surat aici, s-a spus lucruri bune despre noi. Vă așteptăm să predicați la Emanuel. Frate Iuga, te rog să vii aici, te-am rugat la timp și n-ai venit. Te rog acum să vii pe primul rând, în genunchi. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Am să-i rog acum pe cei care sunt păstori sau prezbiteri, care au plecat din adunarea noastră sau mai sunt în lucrare, să aibă un gând de mulțumire și încredințare în brațul lui Dumnezeu. Bine, aș vrea să ne ajutați, fraților de sus. Veniți aici și luați microfoanele și le purtați voi cum trebuie. Nu stați toți acolo. Vă rog să veniți să ne ajutați. Vrem să auzim glasul lor. Iuga, hai aici, față. Începem de pe rândul 2. Vă rog să veniți cu microfonul. Până când vine microfonul, insistăm, toți musafirii care sunteți cu noi, sunteți invitații noștri, faceți-ne plăcerea și rămâneți cu noi la masă. Pentru voi avem primele locuri, apoi frații vin lângă voi și așa, să stăm cu mulțumire înaintea Domnului pentru tot ce se întâmplă. Haideți în ordinea aceasta, fratele Zambo, fratele Almăjan, apoi fratele Nicu, Iuga, Marius, fratele Ciprian, Cornel, Liviu, Tulbure și fratele Mihai. Haideți în ordinea asta. Începem cu fratele Ștefan. Tatăl nostru care ești în ceruri, aducem închinarea noastră înaintea ta și acum, la sfârșitul acestor momente deosebite, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru alegerea care ai făcut-o cu adresa aceasta și pentru tot ce s-a întâmplat în anii aceștia. Doamne, mulțumim și pentru timpul de har din dimineața aceasta, te binecuvântăm și pentru masa care ne-o pui înainte. Doamne, te rugăm în numele dragostei tale, condu biserica ta pe mai departe. Binecuvintează, Doamne, această comunitate cu un viitor luminos pentru gloria numelui tău și pentru toate să fii slăvit, Doamne. Amin. Stăm înaintea sfințeniei tale, Părinte veșnic din ceruri, și îți mulțumim pentru biruința pe care tu o ai asupra celui rău și asupra tuturor lucrurilor. Mulțumim că ți-ai călăuzit biserica și ai promis că porțile locuinței morților nu vor birui biserica ta. Bazați pe această promisiune, Doamne, vrem să-ți mulțumim și în același timp ne încredințăm și pe viitor în mâna ta și credem că tu ești acela care vei binecuvânta lucrarea ta până va veni Domnul Iisus să ne ducă în slavă. Amin. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, suntem în prezența Ta și, Doamne, ne bucurăm de harul bogat pe care l-ai dat acestei biserici. Îți mulțumim pentru viziunea care ai dat-o liderilor acestor biserici și îți mulțumesc că vedem rezultatele și vedem oameni trimiși și slujitori trimiși din locul acesta. Da, sunt, Doamne, secerișul mare, dar puțini sunt slujitorii, Doamne. Doamne, vrem să trimiți mai mulți slujitori din biserica aceasta, Doamne, pentru că lumea pierdută are nevoie de oameni al lui Dumnezeu, de oameni plini de Duhul Sfânt, de oameni plini de puterea Ta, de oameni care proclamă Evanghelia, de aceea te rugăm să-ți binecuvintezi poporul, să-ți binecuvintezi slujitorii Tăi, să binecuvintezi bisericile mici începute de Biserica Emanuel. Doamne, acolo unde sunt, Doamne, fă-ți lucrarea deosebită în viața lor. Doamne, și îți mulțumim pentru că ești bun cu noi, ești bun cu frații mei, cu biserica aceasta. Te binecuvântăm, te onorăm, te stăvim și glorificăm numele Tău, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Doamne, la ceas de sărbătoare, sufletele noastre se înalță către Tine și te laudă pe tine singurul Dumnezeu adevărat pentru credincioșia cu care ți-ai purtat biserica ta în toți acești 40 de ani. Putem și noi să spunem asemenea poporului din vechime, Ebenezer,
Ai fost până aici cu noi. Ai fost stânca pe care Tu, Doamne, prin Duhul Sfânt ai clădit lucrări minunate prin Emanuel. Dorim în continuare să-i dai viziune. Dorim să-i ocrotești, Doamne, lucrătorii. Dorim să-ți lărgești hotarele, Doamne, și să faci lucruri mari prin copiii Tăi. Ajută-ne să trăim frumos, să trăim curat și cu impact în locul acesta. Și în numele Tău să fie slăvit până când ne vei chema în gloria de acum și până în veci. Amin. Doamne Iisuse, vreau să mă rog pentru copiii bisericii acesteia. Vreau să-ți mulțumesc că 40 de ani ai dat viziunea acestei biserici și ai investit în generația tânără. Doamne, i-am învățat și am învățat din pruncie că Tu ești calea, adevărul și viața. Dar mă rog și pentru ca în viitor la fel să facă, să investească în generația tânără, ca și cei care vor veni în urma noastră să Te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitor. Amin. Și apoi, Părinte, n-am făcut nimic mai mult decât ceea ce se cuvenea să facem. Asta suntem, niște robi netrebnici. Da-ți mulțumim. Amin. Doamne, uitându-ne în urma celor 40 de ani, ne se umple ochii de lacrimi și inima de mulțumire, slăvind și glorificând numele Tău pentru felul în care ai deschis lucrarea aici, ai purtat-o și ai binecuvântat-o. Mulțumim pentru cei ce au stat în spărtură în vremuri grele, pentru cei ce nu s-au intimidat de autoritățile de atunci, ci plini de Duhul Sfânt au stat ca o mărturie binecuvântată. Mulțumim pentru cei ce de-a lungul timpului au postit, s-au rugat, au mărturisit cuvântul Tău. Mulțumim pentru Evanghelia care s-a predicat în timpul celor 40 de ani în acest loc, slăvit să fie numele Tău. Mulțumim pentru frații care s-au ridicat în puterea Duhului Sfânt. Mulțumim pentru cei ce au îmbrăcat haina albă aici în locul acesta. Mulțumim pentru lucrările pline de putere. Doamne, toată slava și gloria să fie a Ta. Mulțumim pentru lucrarea care a început-o și mulțumim pentru lucrarea care o vei duce la bun sfârșit. Tată, mulțumim pentru toate misiunile, locurile de misiune care s-au deschis și prin ajutorul Bisericii Emanuel. Să fie numele Tău slăvit. Mulțumim pentru sprijinul acestei biserici, Doamne, spiritual și material, dat lucrătorilor care slujesc pe câmpul Evangheliei, pentru încurajări și pentru îmbărbătări, pentru binecuvântările care ne le-ai dat, toată slava să fie a Ta. Tată, încredințăm lucrarea aceasta în mâna Ta în continuare și Te rugăm să o binecuvântezi așa cum ai binecuvântat-o până acum. Dă-ne har și lasă Duhul Sfânt să lucreze cu putere. Fă locul acesta neîncăpător. Binecuvântează păstorii care slujesc cu mult har și cu multă putere. Doamne, mântuiește sute și mii de oameni în locul acesta și proslăvește-ți numele Domnului Iisus Hristos prin lucrarea de predicare, prin rugăciune și prin mărturisirea Ta. Fie numele Tău slăvit. Amin. Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, Tu care ai făcut cerurile și pământul, marea și uscatul, Te rog, binecuvântă adunarea aceasta. Doamne, Tu ai chemat-o în ființă și Tu ai păzit-o în toți anii aceștia. Le-ai păzit credința, le-ai crescut copiii, i-ai păzit în dragoste, le-ai purtat de grijă, i-ai păzit de dezbinare, i-ai păzit de rupturi. Doamne, Ție ți se cuvine toată lauda, toată cinstea. Și, Doamne, chemăm brațul Tău cel atotputernic peste ei în continuare. Ca Tată, Doamne, umple-i de Duhul Tău cel Sfânt. Mărește-le nivelul dragostei, mărește-le nivelul slujirii, păzește-i de lepădarea de credință care bântuie în lumea aceasta. Și fă, Doamne, ca locul acesta să strălucească până la venirea Ta. Poartă-le de grijă lor, copiilor lor, și liderilor lor. Îngrijește de nevoile lor, Tată, după puterea Ta cea mare și ocrotește-i cu dragostea Ta și fă ca din ei să vină mari lucrări în țara aceasta. Amin. Pentru că sunt puși deoparte pentru planurile Tale. Amin. Amin.
Tată, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt venim înaintea Ta și înaintea Sfințeniei Tale și îți mulțumim pentru trecutul acestei lucrări, că L-ai binecuvântat. Mulțumim că binecuvintezi prezentul și mulțumim că binecuvintezi și viitorul acestei lucrări. Doamne, binecuvintează biserica aceasta în cartierul pe care ai pus-o, în zona aceasta, ca mulți oameni din zona aceasta să te poată cunoaște pe Tine. Binecuvintează orașul acesta, Doamne. Binecuvintează țara în care ne-a așezat, Doamne, poporul român, cu mântuire, Doamne. Doamne, și îți mulțumim că în continuare Tu ești la cârma bisericii Tale, Doamne. Tu ești păstorul nostru, Tu ești Domnul nostru, Tu ești călăuzitorul nostru și mântuitorul nostru. Doamne, binecuvintează pe cei ce conduc această biserică în continuare, Doamne, binecuvintează misiunea bisericii, Doamne, și binecuvintează tot ce se face în locul acesta spre slava și gloria numelui Tău, bucuria noastră și mântuirea celor ce nu sunt mântuiți. Amin. Dumnezeul nostru, mulțumim că a așezat biserica aceasta pe temelia care este Iisus Hristos. Te lăudăm și îți mulțumim pentru toți aceia frați sănătoși în credință care au zidit pe această temelie înainte de noi. Te rog pentru fiecare dintre noi acum să putem să zidim mai departe pe temelia care este Hristos. Iar pentru cei care vor veni prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, dă-le puterea necesară și ajută să zidească mai departe pe aceeași temelie și Sfânta Scriptură să fie cartea de căpătâi și niciunul să nu se depărteze de ea. Amin. Andronache se încheie cu benedicție. Ție să-ți cuvine lauda, cinstea și gloria pentru 40 de ani de har și pace, de biruință și binecuvântări pe care ai purtat Biserica Emanuel. Mulțumim că Duhul Tău ne-a călăuzit, Doamne, mulțumim că dragostea Ta ne-a însoțit, mulțumim că harul Tău, Doamne, ne-a înmulțit și Te rugăm frumos binecuvântarea Ta, Doamne, să o lași în continuare peste acolo. Amin. Doamne, în locul acesta nu vrem decât numai numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat. Amin. Mântuitorule, Te rugăm frumos să porți în continuare biserica, amin, prin har și binecuvântare în continuare, să trăgești hotarele, Doamne, împărăției de la Emanuel și misiunea ei. Doamne, binecuvintează slujitori mari și mici și primește închinarea și mulțumire din această zi. Amin. Cu recunoștință ne închinăm și Te rugăm, lasă, Doamne, ca Duhul dragostei, al unității, al părtășiei și al slujirii să fie peste adunare. Amin. Pentru cei ce n-au putut să vină, Doamne, binecuvintează acolo cu mângâierile Tale. Amin. Pentru toată slujirea din această zi te binecuvântăm și îți mulțumim și pentru toată înțelepciunea adunarea, Doamne. Musafirii și prietenii, Doamne, harul Tău să îi însoțească la ale lor. Amin. Și fă ca dragostea Ta, Doamne, să ne adune în continuare aici, până când Tu vei veni. Te iubim, Doamne, în mâna Ta încredințăm adunarea și sufletele noastre și mulțumim că ești Dumnezeu Emanuel, care vei fi cu noi în continuare, a Ta, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, să fie toată slava, cinstea și gloria, acum și în veci de veci. Amin. 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 Într-adevăr, numele Domnului să fie slăvit. Vă mulțumim pentru toată răbdarea pe care ați acordat-o și vă așteptăm în continuare să continuăm părtășia la masă. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Fraților, fraților, un anunț care este important pentru organizarea noastră imediată. Tinerii să rămână mai înapoi, mai în urmă, să aștepte ca cei adulți să treacă în față. Bine, mulțumim!